Echipa slătineană de handbal feminin continuă să se întărească în această pauză competițională după promovarea în Liga Florilor. După ce a perfectat transferul Adinei Cace de la CSM Craiova și a portăriței de origine turcă, conducerea CSM Slatina a anunțat un nou transfer. Este vorba tot de o jucătoare din Turcia de 25 de ani ce evoluează atât pe centru cât și ca Inter. La CSM Slatina, ea vine să întărească linia de 9 metri a echipei și să ofere siguranță colegelor sale. Antrenorul echipei slătinene a declarat după calificarea în Liga a florilor că se află în discuții cu mai multe jucătoare din țară dar și din afară și speră să reușească 5-6 transferuri pentru a întări echipa în vederea abordării meciurilor din Liga Națională.